Ăsta este un adeziv izolator. Previne coroziunea, protejează împotriva vibrațiilor și împotriva apei. Face același lucru pe care îl face și un varniș, o chestie din asta, doar că ăsta este în formă lichidă și asta îl face mult, mult mai ușor de folosit. Recipientul pe care l-am eu aici are 30 de mililitri și asta înseamnă mai mult decât suficient ca să izolezi toate firele dintr-o trotinetă electrică. Am luat tubul ăsta de pe AliExpress, am pus în descriere un link. Eu mi-am luat pe negru pentru că am de izolat niște fire din interior și atunci nu mă interesează cum arată, vreau să le diferențiez mai bine de cele neizolate. Dar pentru cine vrea să izoleze firele de la telefon sau de la un prelungitor care sunt albe, există și varianta pe alb. Îl putem folosi, de exemplu, în situații de genul ăsta, unde avem o mufă care nu este protejată împotriva apei, iar firele pe aici pot să prindă umezeală. Atunci noi băgăm puțin din ăsta cu vârf pe aici. Și lăsăm să se întărească. Este un fel de mastic, doar că e făcut special pentru a putea fi pus direct pe firele electrice. Mai putem adăuga, de exemplu, aici, unde varnișurile sunt puse, dar acoperă doar în exterior. Mai putem adăuga în firul ăsta, care tot la fel nu este cu mufă waterproof. Am început să mai schimb din cabluri, să mai pun mufe din alea Julet sau cum se numesc, dar n-am ajuns să le schimb pe toate, așa că ce am aici, modelul vechi, o să pun niște sigiliu. Am pus mai mult adeziv pe ăsta portocaliu ca să vedem cum se comportă când se întărește. Acum dacă vreau să-l dau jos cu unghia, este ca un plastic. Așa s-a făcut, uite. S-a făcut ca un plastic. Deci nu o să cadă singur de la vibrații sau de la nu știu ce. Este exact ca un varniș. E elastic și s-a lipit pe cablu. Cam asta știe să facă. E un adeziv ieftin, foarte eficient, foarte simplu de folosit. Aștept de la voi să-mi spuneți dacă vi se pare util, să știu să mai aduc și alte modele de adezivi, fiecare cu diferite scopuri în trotineta electrică.